culegere din sentințele înțelepților strădalnici, întocmită de strădania și osteneala celui mai mic prezbiter și avocat, Ilie. Partea 1. Capete morale. Vei afla aci, de vei cerceta cu stăruință, o fântână din care izvorăște o rouă de gânduri morale. 1. Niciun creștin care crede drept în Dumnezeu nu trebuie să fie fără grijă, ci să aștepte totdeauna ispita, ca atunci când va veni, să nu se mire și să nu se tulbure, ci să rabde cu mulțumire osteneala necazului și să înțeleagă ceea ce zice cântând cu prorocul. Cearcă-mă, Doamne, și mă ispitește, căci nu a zis, certarea ta m-a răpus, ci m-a îndreptat până la sfârșit. 2. Începutul virtuților e frica de Dumnezeu, iar sfârșitul dragostea, adică dorul lui. 3. Începutul sau principiul a tot binele este rațiunea făptuitoare și fapta rațională. De aceea nici fapta fără rațiune nu este bună, nici rațiunea care se deapănă fără faptă. 4. Fapta trupului este și privegherea, a gurii, psalmodia, rugăciunea și tăcerea, mai de preț decât cuvântul. Fapta mâinilor e ceea ce se face de către ele, fără murmur. Iar a picioarelor, drumul străbătut de ele, de la prima poruncă. Fapta sufletului e înfrânarea săvârșită cu simplitate și simplitatea cu înfrânare. Iar a minții, rugăciunea în contemplație și contemplația în rugăciune. 5. Tuturor virtuților acestora le premerge mila și adevărul, a căror roadă e smerenia și darul deosebirii, adică dreapta socoteală, care după părinți vine din aceea și fără de care nici aceea nu-și va putea vedea marginea ei. 6. Făptuirea care necinstește jugul rațiunii e ca o vacă ce rătăcește încoace și încolo în jurul celor nefolositoare, iar rațiunea care leapădă veșmintele cinstite ale făptuirii nu e cu bună cuvință, chiar dacă se preface la părere că e așa. 7. Sufletul bărbătesc, ținând aprinse ca o femeie toată viața ei, făptuirea și contemplația, ca pe două sfeșnice, face cele cuvenite, iar cel de dat plăcerilor le face pe cele dimpotrivă. 8. Nu ajunge sufletului spre desăvârșita izbăvire din păcat, reaua pătimire de bunăvoie, de nu se va desface de el prin focul celei fără voie. 9. Căci sufletul, asemenea unei săbii, de nu va trece prin foc și prin apă, adică prin ostenel de bunăvoie, nu se va păstra nevătămat de loviturile celor ce vin asupra lui. 10. Precum pricinile mai generale ale ispitelor de bunăvoie sunt 3, sănătatea, bogăția și renumele, așa și ale celor fără voie sunt 3, pagubele, batjocurile și boalele. Unora le sunt acestea spre zidire, iar altora spre surpare. 11. De suflet e legată pofta și întristarea, iar de trup plăcerea și durerea. Și pricina durerii e plăcerea, căci voind să fugim de simțirea păsătoare a durerii, alergăm la plăcere, iar a întristării e pofta. 12. Virtuosul are binele în lăuntrul inimii, iubitorul de slavă deșartă îl are în cugetare, răul însă, sârguitorul îl are la suprafață, iar iubitorul de plăcere în adânc. 13. Cel ce urăște răul se mișcă rar și fără stăruință în el, dar cel ce e lipit de pricinile lui, mai des și mai cu stăruință. 14.
Cei ce nu se gândesc la pocăință păcătuiesc necontenit, iar cei ce păcătuiesc fără să vrea sunt porniți spre pocăință, dar pricina ei nu e așa de deasă. 15. Simțirea și conștiința să se însoțească cu cuvântul rostit pentru ca cuvântul dumnezeiesc care a zis că se va afla în mijlocul lor să nu fie rușinat de obrăznicia sau lipsa de măsură a celor spuse sau făcute. 16. Cel ce nu-și vatămă sufletul prin fapt, încă nu și-l păstrează neîntinat și prin cuvinte. Nici cel ce-l păzește de acestea nu e sigur că nu l-a întinat prin gânduri, căci păcătuirea este întreită. 17. Nu vei putea să vezi fața virtuții până mai cugeți cu plăcere la cea a păcatului, iar urâtă îți va părea a doua când vei pofti gustarea celei dintâi și vei înstrăina vederea chipului acesteia. 18. Dracii războiesc sufletul mai ales prin gânduri, nu prin lucruri, căci lucrurile în ele însele sunt necesare și pricina lucrurilor este auzul și vederea, însă al gândurilor obișnuința și dracii. 19. Păcatul sufletului se întinde în trei ramuri, în fapte, în cuvinte și în gânduri, iar bunul nepăcătuirii în șase. Căci trebuie să păzim fără greșeală cele cinci simțuri și cuvântul rostit. Cel ce nu păcătuiește în acestea e bărbat desăvârșit, în stare să-și înfrâneze și mădularele trupului. 20. Partea nerațională a sufletului se împarte în șase, adică în cele cinci simțuri și în cuvântul rostit. Acesta, când e nepătimaș, se împarte împreună cu cel pătimaș în chip neîmpărțit. Dar când se află pătimaș, primește întipărirea păcatului aceluia. 21. Nici trupul nu se poate curăți fără post și priveghere, nici sufletul fără milă și adevăr, dar nici mintea fără vorbirea cu Dumnezeu și fără vederea Lui. Acestea sunt perechile cele mai însemnate în aceste lucruri. 22. Sufletul împrejmuit de virtuțile pomenite își are cetățuia sa, care este răbdarea, neclătinată de ispite. Întru răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre, zice Scriptura. Dar dacă lucrurile stau altfel, se clatină în tremurături de spaimă, chiar la zgomotele de departe, întocmai ca o cetate fără ziduri. 23. Nu toți cât sunt prudenți în ale cuvântului sunt și în ale gândului. Nici toți cât sunt în ale gândului se vor afla și în ale simțirii din afară. Căci deși pe toți îi are birnici simțirea, dar nu toți îi plătesc la fel birul. Din simplitate, cei mai mulți nu știu să o cinstească așa cum cere ea. 24. Prudența fiind neîmpărțită după fire, poate fi tăiată în diferite părți, căci unuia i s-a dat mai mult, altuia mai puțin din ea. Aceasta până ce, crescând virtutea făptuitoare și având crescute la măsura ei virtuțile generale, împletește binele cuvenit al fiecărei virtuți, căci cei mai mulți, după lipsurile vieții lucrătoare, își primesc și partea de prudență. 25. În cele după fire, puțini se vor afla prudenți, dar în cele potrivnice, firii mulți, căci de frica acestora, golindu-și toată prudența firească, puțin prudenți în cele după fire. Cel mai mult își ocupă mintea cu cele de prisos, care nu sunt prin fire vrednice de laudă. 26. Vremea și măsura sunt comesenită cerii cu bun rost, iar materia ospățului este adevărul. Venind în vremea lui asupra sufletului călătorit, tatăl minciunii nu găsește nimic din cele ce caută. 27.
Milostiv cu adevărat nu e cel ce dă de bunăvoie cele de prisos, ci cel ce lasă cele de trebuință neapărată celor ce le răpesc. 28. Unii câștigă cu bogăția materială pe cea nematerială prin rânduierile milosteniei, iar ceilalți o pierd cu cea nematerială, ajungând la simțirea celei ce nu are sfârșit. 29. Fiecăruia este plăcut să se îmbogățească în cele bune, dar îl întristează pe cel ce s-a îmbogățit după Dumnezeu, să nu-i se îngăduie cât mai mult să se desfăteze de această bogăție. 30. Sănătatea îi se pare sufletului că este în afară, iar boala se ascunde în adâncul simțirii. Deci dacă trebuie ca boala să fie scoasă afară prin secera mustrărilor, iar sănătatea să fie adusă înăuntru prin înnoirea minții, este nebun cel ce leapă de mustrările și nu se rușinează să zacă totdeauna în bolnița nesimțirii. 31. Nu te întărâta împotriva celui ce te operează fără voie, ci căutând la izbăvirea de durere, plânge-te pe tine și ferește-l pe cel ce ți s-a făcut pricina acestui folos prin economia lui Dumnezeu. 32. Să nu ne socotești boala ta ca să nu ți se facă și mai cumplită, ci prin leacurile și mai aspre ale ostenelii izbăvește-te de ea, tu ce porți grijă de sănătatea sufletului. 33. Nu te feri dinaintea celui ce te lovește când trebuie, ci apropie-te de el și îți va arăta cât e de mare răul ce se ascunde de simțirea ta și vei mânca mâncarea dulce a sănătății după ce ai mistuit pe cea neplăcută a amărăciunii. 34. Pe cât simți durerile, pe atât să te bucuri de cel ce ți le scoate la iveală prin mustrări, căci el ți se face pricină de curățire desăvârșită, fără de care mintea nu poate petrece în locul curat al rugăciunii. 35. Cel mustrat trebuie sau să tacă, sau să se apere cu blândețe în fața celui ce-l învinuiește. Nu ca să-și susțină cel mustrat ale sale, ci ca să ridice poate pe cel ce s-a potignit, mustrând din neștiință. 36. Cel ce se pocăiește în fața celui ce s-a supărat pe dreptate, înainte de a fi chemat de acela, nu se păgubește cu nimic din ceea ce îi se cuvine în urma pocăinței. Iar cel ce se pocăiește după ce e chemat pierde jumătate din câștig. Câștigă tot ce s-a rânduit cel ce niciodată nu iese din tovărășie pentru întristarea ce îi se face. Dar îi se adaugă și plată pe deasupra celui ce își ia în toate greșeala asupra sa. 37. Nici cel trufaș la cugetare nu-și cunoaște scăderile, nici cel smerit la cugetare bunătățile sau virtuțile sale. Pe cel dintâi îl înșală o neștiință rea, pe cel de-al doilea una plăcută lui Dumnezeu. 38. Cel mândru nu vrea să se măsoare în cele bune cu cei deopotrivă în cinste, iar în cele dimpotrivă, comparându-se cu cei ce îl întrec, scăderea lui și-o socotește suportabilă. 39. Mustrarea face sufletul tare, iar lauda îl face moleșit și leneș spre cele bune. 40. Temelia sau substanța bogăției e aurul, a virtuții smerenia. Precum deci cel lipsit de aur este sărac, chiar dacă nu pare celor din afară, așa, fără smerenie, nevoitorul nu va fi virtuos. 41. Precum negustorul fără aur nu e negustor, chiar dacă este foarte destoinic în negustorie, așa nici nevoitorul fără smerita cugetare nu se va afla în stăpânirea dulceților virtuții, chiar dacă s-ar încrede foarte mult în prudența sa. 42. Cel ce se urcă în smerita cugetare coboară mai jos decât cugetul său, dar se suie mai sus cel ce nu o are pe aceasta,
aceasta nu răbdă să se măsoare de bunăvoie cu cei mai mici. De aceea își arată întristarea pentru neșederea în fruntea mesei. 43. Bine este nevoitorul să cugete că e mai mic decât lucrarea lui, dar să facă lucruri mai mari decât frica lui, căci astfel se va afla cinstit la oameni și lucrător nerușinat lui Dumnezeu. 44. Cel ce se teme să nu se vadă străin de cei ce vor ședea în cămara de nuntă, trebuie sau să împlinească toate poruncile lui Dumnezeu, sau să se țină cu toată puterea de una, de smerita cugetare. 45. Amestecă înfrânarea cu simplitatea și însoțește adevărul cu smerita cugetare și te vei vedea șezând la masă cu dreptatea, cu care ca la o masă dorește să se adune oricare altă virtute. 46. Fără smerită cugetare, adevărul este orb. De aceea se folosește și de împotrivire ca de o călăuză, pentru a se rezema în ea când se ostenește pentru ceva, dar nu află decât întăritura ținerii mintea răului. 47. Moravul cel bun mărturisește despre frumusețea virtuții, iar mișcarea cumpănită a mădularelor despre un suflet pașnic. 48. Primul bine este a nu greși în nimic. Al doilea, a nu ascunde de rușine greșeala ta, nici a te făli cu ea, ci mai bine să te smerești și să te învinovățești tu însuți, împreună cu cel ce te învinovățește, și să primești cu bucurie certarea. Neîntâmplându-se aceasta, ce aduci lui Dumnezeu e fără valoare. 49. Pe lângă reaua pătimire de bunăvoie, trebuie primită și cea fără voie, adică cea de la dragi, din pagubele suferite și din boale. Căci cel ce nu le primește pe acestea, ci se scârbește de ele, e asemenea celui ce vrea să-și mănânce pâinea, nu și cu sare, ci numai cu miere. Acesta nu are totdeauna plăcerea ca tovarășă, dar e totdeauna vecin cu săturarea, adică cu plictiseala. 50. Cel ce spală haina ruptă a aproapelui cu cuvinte dumnezeiești sau o coase prin daruri, arată ca unul care, stăpân fiind, îmbracă înfățișare de slugă. Dar să ia seama cel ce face aceasta, ca nu cumva, nefăcând-o ca o slugă, să-și piardă deodată cu plata sa și cinstea puterii de stăpân care îi se cuvine pentru slavă deșartă. 51. Precum credința este temelia celor nădăjduite, așa este chipzuința temelia sufletului, iar smerenia a virtuții. Dar e de mirat cum cele desăvârșite prin ele însele se fac nedesăvârșite fără cele întâmplătoare, adică fără accidente. 52. Domnul zice va păzi intrarea ta și ieșirea ta, adică a mâncărurilor și a cuvintelor prin înfrânare. Căci cel ce e cu înfrânare la intrarea și ieșirea mâncărilor și a cuvintelor, scapă de pofta ochilor și își îmblânzește mânia care vine din lipsa răsuflării, căci înainte de toate, de acestea, trebuie să aibă grijă și să se sârguiască în tot chipul nevoitorul, fiindcă prin ele se împuternicește viața lucrătoare și prin ele se întărește cea contemplativă. 53. Unii au multă grijă de intrarea mâncărilor, dar se poartă cu nepăsare față de ieșirea cuvintelor. Unii ca aceștia nu știu să scoată mânia din inimă și pofta din trup, cum zice Ecleziastul, prin ceea ce obișnuiește Duhul Noitor să zidească inima curată. 54. Neprisosirea mâncărilor stă în cantitatea mai mică a desfătării, iar lipsa de scădere a cuvintelor în calitatea mai bună a tăcerii. 55. Curăță-ți rărunchii cu focul nesăturării de mâncări și probează-ți inima cu înfrânarea de la cuvinte,
și vei avea în slujba celor bune atât pofta cât și iuțimea. 56. Plăcerea celor de sub pântece scade în cei ce se nevoiesc, trupul pierzându-și vigoarea, dar mai rămâne cea gâtlejului, în cel ce n-a ajuns să o pedepsească precum se cuvine. Trebuie să te silești așadar să înlături necinstea urmărilor, stingând pricina, ca nu cumva aflându-te acolo străin de virtutea înfrânării, să fii acoperit de rușine. 57. Ascetul trebuie să știe când și cu ce mâncării trebuie să-și hrănească trupul ca dușman, când să-l mângâie ca prieten și când să-l îngrijească ca bolnav, ca nu cumva prin nebăgare de seamă, cele ale dușmanului să le socotească ale prietenului, iar cele ale prietenului să le pună în seama dușmanului, iar ale acestuia iarăși să le socotească ale bolnavului, căci la vremea ispitei îl va război fiecare, după ce a dat sminteală fiecăruia. 58. Când cel ce se hrănește o socotește mai de preț decât desfătarea, harul lacrimilor venind la el începe să-l mângâie și să-l facă să uite de orice altă plăcere, ca una ce e copleșită de plăcerea neasemănat mai mare a acestora. 59. Celui ce se lărgește i s-au oprit lacrimile, dar îi izvorăsc celui ce iubește calea strâmtă. 60. Nici păcătosul, nici dreptul nu e în afară de întristare, dar cel din tâi, fiindcă n-a părăsit cu totul răul, iar cel de-al doilea, fiindcă n-a atins încă desăvârșirea, adică binele adevărat. 61. Rugăciunea și tăcerea sunt virtuți care atârnă de noi prin puterea noastră, iar postul și privegherea sunt virtuți care nu atârnă de noi, ci de cele mai multe ori de temperamentul trupului. Deci nevoitorul trebuie să se îndeletnicească cu ceea ce este mai ușor. 62. Răbdarea e casa rugăciunii, căci e ținută în ea, iar smerenia e materia ei, căci se hrănește din ea. 63. Cel ce nu rabdă în ostenelii nu va fi cinstit cu laude, iar cel ce înainte de a primi plăcerea vede durerea, va scăpa de amărăciunea ei. 64. Nu te lăsa legat de ceea ce e mic și nu vei robi la ceea ce e mare, căci răul mai mare nu ia ființă înaintea celui mic. 65. Căutând la cele mari, vei fi temut de cele mai mici, dar vei fi disprețuit de acestea, de nu te vei gândi la acelea. 66. Nu vei putea ajunge la virtuțile mai mari, de nu vei atinge vârful celor ce ți stau în putere. 67. În cei ce stăpânesc mila și adevărul, în aceea stăpânește și tot ce e plăcut lui Dumnezeu. Căci adevărul nu judecă pe nimeni fără milă, iar mila nu se îndreaptă cu iubire spre niciun om fără adevăr. 68. Unind înfrânarea cu simplitatea, te vei face părtaș de fericirea de acolo. 69. Nu vei tăia patimile care te războiesc, de nu vei lăsa mai întâi nelucrat pământul din care se hrănesc. 70. Unii se sârguiesc să curețe numai materia trupului, iar alții pe-a sufletului. Cei din tâi au dobândit putere numai împotriva păcatului cu fapta, ceilalți și împotriva patimei. Împotriva poftei, însă foarte puțini. 71. Materia rea a trupului este împătimirea, adică libidinozitatea, a sufletului dulcea pătimire, adică voluptatea, iar a minții a plecarea spre patimă. Pe cea din tâi o caracterizează pipăitul, pe a doua celelalte simțuri, iar pe cea din urmă dispoziția contrară. 72. Voluptuosul este aproape de libidinos, iar cel a plecat spre pătimire aproape de voluptuos,
dar nepătimașul e departe de toți aceștia. 73. Libidinos e cel în care puterea păcatului e mai tare ca rațiunea, chiar dacă deocamdată nu păcătuiește. Voluptuos, cel în care lucrarea păcatului e mai slabă ca rațiunea, chiar dacă păcătuiește înăuntru. Iar a plecat spre patimă e cel ce e lipit mai mult prin libertate decât prin robie de mijloace. Iar nepătimaș e cel ce nu cunoaște peste tot deosebirea acestora. 74. Libidinozitatea se pierde din suflet prin post și rugăciune, voluptatea prin priveghere și tăcere, aplecarea spre patimă prin liniștire și atenție, iar nepătimirea se naște din pomenirea lui Dumnezeu. 75. De pe buzele nepătimirii curg cuvintele vieții veșnice ca ceara de albine. Deci cine se va învrednici să-și lipească buzele de buzele aceluia și să se sălășluiască în sânul ei și să se împărtășească de mireasma dulce a veșmintelor ei, adică să se îndulcească cu legile virtuților care sunt mai presus de toate aromatele cunoștinței sensibile? 76. Dezbrăcați de cămașa iubirii trupești de sine sunt poate mulți, de cea a iubirii de podoabă puțini, iar de cea slavei de șarte, care e cea din urmă, sunt cei nepătimitori. 77. De trupul văzut se va dezbrăca tot sufletul, dar de trupul păcatului, puțin din aceia care s-au bucurat de plăcerile vieții de aici. 78. Toți se vor face din vii morți, dar păcatului vor muri numai cei ce l-au urât pe acesta din tot sufletul. 79. Cine se va vedea pe sine dezbrăcat de păcat înainte de moartea ce de obștea trupului? Și cine s-a cunoscut pe sine și firea sa cum este înainte de dezbrăcarea viitoare?